Capitolul 23. Dar dacă, în viitor, vei fi încă o dată tratat în mod brutal de către creștini, dezgustător gând, nu-i așa? Dar s-a mai întâmplat. Există creștini care au fost răstigniți de alții cu răceală în mod calculat de mai multe ori. Care ar fi soarta ta dacă ți s-ar mai întâmpla o dată? Dacă ai avut de-a face cu prima răstignire, dacă ți-ai iertat executorii, dacă ai luat această primă răstignire ca din mâna lui Dumnezeu, dacă ai înviat din morți și apoi ți se întâmplă din nou, vei mai supraviețui încă o dată? Îl vei sluji pe El din nou cu libertate, cu încredere? Prin harul care putea fi dat numai de Duhul Sfânt și prin darurile care nu stau în posibilitățile omului să le împartă, tu ai tratat direct cu Domnul tău și El a discutat cu tine. Te-a atins, te-a mângâiat, ți-a dat harul vieții. O va face din nou. Vei reuși să ieși din acea traumă, ridicându-te din nou, gata să riști totul, totul încă o dată, pentru slava Lui și onoarea Lui. E greu să fii distrus de ceva care deja a fost învins. Rar oamenii sunt ruinați de ceva ce anterior nu i-a putut ruina. Dar dacă acea mizerie sordită de la prima răstignire nu e rezolvată, dacă nu te eliberezi de amintiri, dacă nu a fost un ghețimani, atunci a doua răstignire va face numai să te afunde în prăpastea fără speranța mărăciunii. Acea a doua răstignire, de fapt, nici nu va fi o răstignire. Nu va fi altceva decât o scenă urâtă, creștini luptând contra creștinilor. Vei privi doar la noi dovezi a cât de răutăcioși pot fi oamenii din poporul lui Dumnezeu. Se vor mai adăuga doar, pe lângă vechile amintiri de coșmar, altele noi, asemănătoare celor care acum încă bântuie prin labirintul minții tale. Aceasta este partea pe care vrei să ți-o alegi? Sau mai rău, este aceasta imaginea viitorului tău? Dacă nu pentru alt motiv, doar pentru a continua în dragostea ca de copilaș pentru Iisus, alege răstignirea, ca din mâna lui Dumnezeu. Hai să presupunem că felul în care ai reacționat la răstignirea ta de către alți creștini a fost unul deosebit de înalt. Ce urmează acum?